Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Teleorman au demarat o amplă anchetă epidemiologică pentru a depista și alte persoane care au intrat în contact cu femeia infectată, mai ales că aceasta nu era izolată la domiciliu pentru că Spania nu era zonă de risc în momentul în care s-a întors. Alte două persoane din Turnu Măgurele care prezentau simptome de infecție cu noul coronavirus și care au fost internate vineri la spitalul din oraș nu sunt bolnave de COVID-19, potrivit rezultatelor analizelor. În acest moment, în Teleorman, 14 persoane se află în carantină. Alte 129 de persoane sunt izolate la domiciliu.